Bună ziua, bun venit la Ministerul Afacerilor Externe. Declarații comune de presă, ministrul Bogdan Aurescu și ministrul Afacerilor Externe al statului Qatar, excelența sa, dr. Khalid bin Mohammed Al Attiyah. Bună ziua, sunt deosebit de onorat să-l am astăzi ca invitat pe excelența sa, dr. Khalid bin Mohammed Al Attiyah, ministrul Afacerilor Externe al statului Qatar. Este a doua întâlnire pe care o avem în acest an, după cea pe care am avut-o în marja conferinței ministeriale Uniunea Europeană, Consiliul de Cooperare al Golfului la Doha în luna mai. Este un moment extrem de important pentru relațiile noastre bilaterale și mulțumesc în mod deosebit excelenței sale pentru vizita sa la București în acest moment, pentru că pe 22 octombrie, adică mâine, vom împlini exact 25 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între România și Qatar. Este o relație bilaterală extrem de vibrantă, cu un nivel foarte bun și cu o evoluție ascendentă în ultima perioadă. De asemenea, aș vrea să menționez și faptul că un moment foarte important al contactelor noastre bilaterale l-a reprezentat în acest an vizita primului ministru român la Doha, tot în mai 2015. Cu ocazia discuțiilor pe care le-am avut, am reafirmat dorința noastră comună de a revitaliza, de a consolida dialogul nostru politic la nivel înalt, în condițiile unor evoluții regionale complexe care afectează scena politică internațională. Cu toate acestea, însă, potențialul relațiilor noastre este unul foarte bun și dorim să îl valorificăm cât mai bine. Dorim stabilirea unui veritabil parteneriat de încredere cu statul Qatar, care să reflecte atât dinamica sporită a contactelor politice, cât și consolidarea relațiilor economice dintre țările noastre. Suntem într-adevăr interesați și am discutat foarte mult pe tema cooperării economice, să sporim această dimensiune a relației bilaterale, la nivelul comunităților oamenilor de afaceri, la nivelul legăturilor turistice. Avem proiecte foarte interesante care se pot dezvolta în domeniul agriculturii, în domeniul medicinei, inclusiv în domeniul medicinei de urgență, în domeniul turismului, inclusiv în domeniul turismului balnear, în domeniul IT și multe alte zone de interes comun pentru cele două țări. Ca semn al acestui interes crescut al României, am deschis recent la Doha un birou economic și comercial al statului român, tocmai pentru a veni în sprijinul consolidării cooperării economice bilaterale. Avem deja în primele 6 luni ale acestui an o creștere a schimburilor comerciale cu 34% față de aceeași perioadă anului trecut, dar este nevoie să facem mult mai mult în acest sens. Este și motivul pentru care am discutat astăzi despre organizarea unei sesiuni a Comisiei Mixte Economice Interguvernamentale, dar și am discutat importanța de a pune în contact direct oamenii de afaceri români și respectiv catarezi. Iarăși am avut prilejul să discutăm astăzi și aspectele legate de agenda internațională cu accent pe dosarele fierbinți din Orientul Mijlociu, mai ales despre dosarul israeliano-palestinian. Am prezentat domnului ministru concluziile și rezultatele vizitei pe care am făcut-o în ultimele 2 zile în Israel și în Palestina și evaluarea pe care am făcut-o și mulțumesc și pentru evaluarea pe care domnia sa a făcut-o din perspectiva Qatarului asupra acestor perspective de reluare a procesului de pace în Orientul Mijlociu. Fiind însă extrem de important, aici opinia noastră este identică, să înceteze cât mai rapid violențele în curs din Israel. De asemenea, am discutat în detaliu despre perspectivele dosarului sirian în condițiile recente intervenții armate a Federației Ruse. Am discutat despre perspectivele dosarului libian și ne-am exprimat speranța că un guvern de Uniune Națională se va reuni, se va instala cât mai curând în Libia, în așa fel încât
comunitatea internațională să poată să acorde asistența necesară pentru consolidarea statală a Libiei. Am discutat împreună cu domnul ministru și despre inițiativa României vizând crearea unei curți internaționale împotriva terorismului și vreau să-i mulțumesc pentru interesul deosebit pe care îl acordă acestei inițiative româno-spaniole. De altfel, profit de această ocazie să menționez că pe 28 octombrie voi face o vizită bilaterală la Madrid, unde, dincolo de componenta strict bilaterală, împreună cu omologul meu spaniol, voi prezenta această inițiativă prestigiosului Club de la Madrid, care este un for internațional creat pentru promovarea democrației și bunei guvernări și pentru a elabora răspunsuri la crize, format din foști președinți și foști prim-miniștri și sper ca inițiativa noastră să aibă ecoul pe care îl dorim. Nu în ultimul rând, am reafirmat sprijinul României pentru includerea Qatarului în programul de circulație fără vize al Uniunii Europene, pentru că noi suntem convinși că parcursul economic și politic al Qatarului din ultimii ani este de natură să justifice fără rezerve acest demers, care va avea efecte benefice în toate domeniile în ceea ce privește relațiile dintre Qatar și Uniunea Europeană. În sfârșit, vreau să mulțumesc domnului ministru pentru sprijinul pe care autoritățile din Qatar le acordă comunității românești din această țară, care este foarte bine integrată în Qatar și sperăm ca această comunitate să reprezinte și în continuare un veritabil pod între cele două țări. Domnule ministru, excelența voastră, vă mulțumesc din nou pentru această vizită și pentru prietenia pe care o arătați României și poporului român. في البداية أشكر سعادة السيد بوغدان أوريسكو وزير الخارجية بجمهورية رومانيا وأشكر من خلاله الحكومة الرومانية وشعبها الصديق على حفاوة الاستقبال. لن أكرر ما تفضل به زميلي فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، فقد غطى معظم ما تم الحديث عنه اليوم من بحث للعلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة، لكن المهم في لقائنا اليوم أيضاً أنني أحتفل بوجودي في رومانيا بمرور 25 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة قطر والصديقة رومانيا، والتي كانت دائماً مثمرة في العلاقة في كل الاتجاهات، سواء في التعاون السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي. وكذلك أقامت الدولة هذه العلاقات الثنائية وأتت ثمارها كما تفضل معالي الوزير. لدينا الكثير لنقوم بالعمل به سويا. الطرفين ليسوا راضين تمام الرضا عن مستوى التبادل التجاري والذي نعمل مع الزملاء في رومانيا على الارتقاء به ليكون في مستوى هذه العلاقة المميزة بين دولة قطر ورومانيا. أيضا ذكر معالي الوزير أمور التي تشغل الكثير منا في العالم، وهي الأمور التي في منطقة الشرق الأوسط، سواء القضية الفلسطينية. وأنا أشكر معالي الوزير على إيجاز الذي أطلعني عليه بعد زيارته إلى فلسطين ووصوله اليوم. يعني نحن يمكن نكون قد كلفنا على معالي الوزير، هو وصل في الثانية فجرا اليوم، ومع ذلك يعني خصص وقت لأن نلتقي ونتباحث بعمق عن القضية الفلسطينية. أيضا تكلمنا عن المسألة السورية وضرورة إيجاد حل سياسي في سوريا بإيجاد حكومة انتقالية وفقا لبيان جنيف تنقل لها كافة الصلاحيات التنفيذية. أيضا عرجنا على ليبيا وعلى بعض الأمور في المنطقة. كذلك استعرضنا قضية محكمة الإرهاب الخاصة، ويوجد فيها أفكار نيرة، ونحن ندرس هذه المبادرة مع الأصدقاء في رومانيا. لن أطيل عليكم كثيرا، قد غطى معالي الوزير
جل ما كنت أريد أن أتحدث عنه في المساء التي تم النقاش، وأفتح المجال للأصدقاء الصحفيين إذا كان لديهم أي استفسارات أخرى. شكرا لك معالي الوزير. Pentru jurnaliști, dacă este cineva interesat pentru întrebări? Dacă nu, vreau să menționez și faptul că în marginea acestei vizite urmează să aibă loc și semnarea unui acord important. Este vorba despre acordul între Ministerul Justiției din România și Ministerul Justiției al statului Qatar. Și am plăcerea să-l invit pe domnul ministru al afacerilor externe al statului Qatar, dr. Khalid bin Mohamed Al Attiyah, și pe domnul ministru al justiției din România, domnul Robert Kazanciu, care ni se va alătura în câteva minute pentru a semna acest acord.